Vârstnicii cărora le-au fost recalculate greșit pensiile își pot cere drepturile. Ei se pot adresa inițial caselor de pensii pentru a cere lămuriri, iar apoi pot să ceară drepturile în instanță. Șeful casei de pensii a explicat că personalul caselor de pensii a fost suplimentat în cazul în care pensionarii vor merge la ghișee să ceară mai multe informații. Pe de altă parte, sindicaliștii au avertizat că mii de decizii de pensionare riscă să fie greșite din cauza grabei cu care s-a făcut recalcularea. Lucrurile sunt foarte simple, adică sunt prevăzute și în decizia de recalculare, se scrie, dar un pensionar în momentul când este nemulțumit sau nedumerit de ce anume găsește, să facă o minimă procedură prealabilă, în sensul ca ori să facă o petiție la casa de pensie, ori să meargă la biroul de relații cu publicul sau într-o audiență la conducerea casei de pensii, în care să ceară lămuriri, informații suplimentare cu privire la conținutul acestei decizii de recalculare. În cazul în care sunt nemulțumiți de decizia de recalculare și de noul cuantum al pensiei, vârstnicii pot merge la casa de pensii pentru a cere lămuriri. Șeful Casei Naționale de Pensii a explicat că pensionarii au dreptul să ceară o nouă recalculare, iar dacă nu le va fi soluționată problema, ei se pot adresa în final instanței de judecată. În urma procesului de recalculare, peste 4 milioane de pensionari urmează să primească prin poștă decizia de recalculare a pensiei în termen de 10 zile. Noi avem de distribuit puțin peste 4 milioane 600 de decizii în aproximativ 10 zile, așa că ne-am propus să distribuim cam 500.000 de decizii în fiecare zi. Ne așteptăm să distribuim puțin mai multe în primele zile, astfel încât să rămână o presiune mai mică pe salariații companiei, dar și pentru beneficiari către sfârșitul perioadei. Însă unii vârstnici care au decizii obținute în instanță ar putea primi pensii recalculate greșit, după cum atrag atenția și sindicaliștii de la Blocul Național Sindical. Sindicaliștii acuză că oficialii de la Casa Națională de Pensii au gestionat deficitar procesul de recalculare, ignorând drepturile câștigate de pensionari în instanță și realitatea din teren, iar procesul de recalculare s-a făcut pe repede înainte. În plus, după recalculare, câteva mii de pensionari care vor depăși pragul de 2000 de lei nu vor mai beneficia de voucherele pentru alimente.